Bate această lovitură liberă și gol! 1-0 Iașiul! Marchează prin capitanul Frăsinescu! Fază fixă! Transformat în gol de Poli Iași, 1-0, minutul 41, tocmai când spuneam că jucătorii ambelor formații au cam rămas datori spectatorilor și telespectatorilor. Frăsinescu marchează al doilea său gol din acest campionat, a punctat în etapa a doua, a înscris golul victoriei împotriva Astrei și cine știe cât de important va fi și acest gol. Andrei Cristea trimite această centrare pe lui Frăsinesc, îl învinge pe Vlad. 1-0 așadar Iașiul este în față pe tabelă. Greșește și el, recuperează Roman, se duce de unul singur, Mihai Roman continuă, întoarce pentru Mutinho, din nou Roman, centrare, Roman, bară! Ocazie imensă de 1-1, Mihai Roman după o fază excelentă creată de către cei de la FCSB. Mingea a fost pasată rapid, defensiva Iașiului depășită, dar băieții lui Teja au și noroc. Acum când ne apropiem de finalul primei reprize, șansă mare de 1-1, irosită de Mihai Roman, un șut violent care însă s-a dus în bară. Rusul nu mai avea cum să intervină, dar a fost ocrotit de șansă. Încă o dată faza Pintilii pentru Roman, șutul acestuia, mingea este și ușor deviat acolo de Loșai, se duce, nu a faultat. Încă o dată faza, apariție vijelioasă a lui Ovidiu Popescu și Ghichevici reușește să agațe balonul acolo, îi provoacă această greșeală, dacă vreți. Îl forțează pe rusul să greșească, mai corect spus. Ghichevici a fost inteligent, i-a luat fața portarului advers și rusul de la spate intervine neregulamentar. Minutul 51, vom intra în curând în minutul 52, penalti pentru FCSB aici la Pitești, se pregătește să execute Florin Tănase, cel care, vă reamintesc, este fără gol marcat în această ediție de campionat, deși a punctat de 4 ori, el a făcut-o numai doar în preliminariile Europa League, nu a reușit să puncteze deocamdată în această ediție de campionat. Moment extrem, extrem de important al jocului. Vă reamintesc că pe finalul primei reprize Mihai Roman a trimis în bară față în față Tănase și portarul Denis Rusu. Tănase înscria din penalti la ultimul meci direct dintre cele două formații, victoria FCSB-ului la Iași cu 2-1 în noiembrie anul trecut. Tănase față în față cu Rusu. Tănase, gol! 1-1, execuție sigură, a apărut ușor ezitant noul capitan al FCSB-ului după ieșirea lui Mihai Pintilii. În cele din urmă însă a reușit să scuture plasa. 1-1 așadar din minutul 52, marchează din penalti Florin Tănase. Revedem faza, el a executat acea aruncare de la margine, dar atenție, atenție la această fază, mingea scăpanului de joc de către Ovidiu Popescu. Arbitrii acestei partide nu au văzut acest lucru. Faza a continuat și Rusu l-a oprit neregulamentar în propriul careu pe Ghichevici. Arbitrul Bârsan a acordat penalti, un penalti transformat de Tănase, dar acea minge jucată de Ovidiu Popescu a fost jucată din afara terenului. Trebuia să fie o repunere din 6 metri pentru Ieșeni. Tor al Iașului, iată, aici momentul în care Diallo probabil că atinge și mingea. Arbitrul era bine plasat. Tiven Teme, iată, să ceară acest lucru. Bălan, un atacant masiv. Un atacant care de-a lungul timpului a pus destule probleme. Bară, gol! Iașiul este din nou în avantaj, 2-1.
surprins portarul Vlad de această execuție a lui Florian Loșai. Este 2-1, minutul 73, este gol de portar în opinia mea. Vlad nu avea voie să ia gol la acest șut. Nimic nu anunța marcarea celui de-al doilea gol la această fază. Iată-l aici pe Bălan, cât de bine protejează și de la ce distanță șutează Loșai. Portarul Vlad este nepregătit și Iașul este din nou în față pe tabelă. Extraordinar șutul lui Loșai. Doi la unu. Florian Loșai, vă spuneam, este din Kosovo. Da, și reacția de frustrare a lui Vlad, este conștient că este